Bine v-am găsit, am ajuns exact la vârful guvernului Ponta. Cei trei magnifici care conduc guvernul sunt premierul Victor Ponta, vicepremierul Gabriel Oprea, ministrul de interne, și juniorul Daniel Constantin, ministrul agriculturii. Acum câteva luni, Daniel Constantin era și el vicepremier. Între timp a fost retrogradat la rangul de simplu ministru. Acum cariera sa este în mare pericol. Să vă explic ce s-a întâmplat cu juniorul Constantin. Ministrul Agriculturii este genul de politician tânăr creat în laboratoarele politicii din București. Dacă l-am fi întrebat acum 3 ani ce îl califică să fie Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin i-ar fi răspuns: sunt președintele Partidului Conservator, sunt prieten cu Victor Ponta și mai ales sunt pupila lui Dan Voiculescu. După cum știți, varanul Voiculescu se reculege acum la pușcărie după o condamnare de 10 ani. Ironia sorții face că tocmai Daniel Constantin, supranumit Pupila, să fie cel care l-a băgat de fapt la închisoare pe mogulul Felix. Faptul că Pupila sa și-a băgat tatăl politic la pușcărie este o poveste spectaculoasă și merită cunoscută. Astfel, în 2012, când Dan Voiculescu, patronul de presă, îi idona politic pe Victor Ponta și pe nefericitul Fina Antonescu, s-a negociat cine va fi ministrul agriculturii. Voiculescu avea o obsesie veche cu acest minister. Afacerile sale depindeau de Ministerul Agriculturii, de Agenția Domeniilor Statului și, de asemenea, dosarul său penal denumit dosarul ICA depindea tot așa de acest minister. Așa a ajuns pupila Daniel Constantin șef la Ministerul Agriculturii. ICA, ceea ce înseamnă Institutul de Cercetări în Agricultură, ce aparținea Ministerului Agriculturii, fusese privatizat de Voiculescu cu mulți ani în urmă. Institutul deținea un teren valoros pe care Voiculescu l-a transformat într-o afacere imobiliară. Așa s-a ales Voiculescu cu un dosar penal în care a fost condamnat în final ca prejudiciat statul, adică Ministerul Agriculturii, cu peste 60 de milioane de euro. În 2012, când Daniel Constantin a ajuns șef la agricultură, Dan Voiculescu spera că va scăpa de pârnaie. Cheia acestui dosar era de fapt în mâna pupilei Constantin. Dacă Ministerul Agriculturii nu se constituia parte prejudiciată în dosarul ICA, Dan Voiculescu nu ar fi făcut închisoare. Fără prejudiciu, nu exista dosar, iar mogulul Felix urma să fie achitat. Însă Daniel Constantin l-a trădat pe Dan Voiculescu, el a păstrat Ministerul Agriculturii ca și parte prejudiciată în privatizarea Institutului de Cercetări în Agricultură. Iar în final, Voiculescu, știm, a primit 10 ani de pușcărie. Vă dați seama cât de mare este frustrarea lui Voiculescu, a negociat ca soldatul său disciplinat să ajungă ministrul agriculturii, chiar apoi acesta l-a trădat. Este greu de crezut că Daniel Constantin a luat de capul lui decizia de a-l îngropa pe mentorul său Voiculescu. Totuși, varanul Voiculescu a continuat prin plusul său de presă să-l susțină pe premierul Ponta la alegerile prezidențiale de anul trecut. Eu cred că Ponta și Daniel Constantin, care obișnuiesc să-și facă concediile împreună, au râs cu poftă de bătrânul ofițer Dan Voiculescu. L-au păcălit, l-au folosit, apoi l-au trimis la pârnaie. V-am prezentat aceste informații ca să înțelegeți ce caracter politic are tânărul ministru al agriculturii. Ce nu știe Daniel Constantin este că adevăratul ministru al agriculturii este de fapt deputatul PSD Liviu Harbuz, protejatul lui Ponta și vicepreședintele Comisiei de Agricultură din Cameră. Harbuz a inițiat recent o lege prin care Colegiul Național al Medicilor Veterinari din România va prelua aproape toate atribuțiile Autorității Naționale Sanitar-Veterinare pe mâna lui Ponta. Afacerea este estimată la 10 de milioane de euro anual și se află deja în atenția DNA. Statul român va ceda o mare parte din atribuțiile din domeniul sanitar-veterinar către acest colegiu, care este un ONG. Acest ONG este controlat prin interpuși de același deputat Harbuz. Harbuz a derulat câteva proiecte europene de milioane de euro în domeniul sanitar-veterinar și trage sforile de fapt la Ministerul Agriculturii sub nasul juniorului Constantin. Ministrul Agriculturii a mai promis la preluarea mandatului că va rezolva și marea problemă a sistemului de irigații din România. După 3 ani, nu a făcut nimic. Pentru asta merită de la mine nota 4. Mâine facem cunoștință cu singurul general de 4 stele care face politică la nivel înalt, Gabi Oprea, șeful de la interne.